Dumnezeu, pentru astăzi o să pregătesc carne franceză. Această carne se face în restaurantele din Franța și astăzi o să vă prezint, da? Mi-mi place foarte mult, se face la cuptor, da? Este o pulpă de porc, puteți luați oarecare. Trebuie să o batem, da? Vă prezint ingredientele cu care astăzi noi o să facem această mâncărică gustoasă. Aici am piper negru, cașcaval 200 de grame, două roșii și sare, da? Sare de Himalaya, oricare, și 1 kg de carne. Această carne o să o batem bine, bine, până la un strat foarte subțire, după care o aranjăm într-o tavă ca să punem roșiile tăiate, da, rondele și cașcavalul dat prin răzătoare. Noi pentru început trebuie să le batem, să le sărăm, să le pipărăm, da, le condimentăm, le lăsăm pentru 15 minute, după care le așezăm în tavă și punem următoarele ingrediente. Eu așa bat carnea, da? Pun deasupra folie și începem să batem bine, bine, bine toată carnea, foarte subțire, da? Iată, vedeți, eu așa am bătut-o, foarte subțire. Acum o să o condimentăm, da? Cu piper negru. Așa. Foarte, foarte bine. Depinde cum vă place, din gustul vostru. Și sărăm, da? Așa, pe o parte și pe alta. După care le punem în tavă. Eu deja le-am pus în tavă, da? Și începem să punem așa câte o roșie. Chiar două, da? Iată așa. Și cașcaval deasupra. Iată așa. Și așa pe toate le umplem cu cașcaval și roșii. Așa. Toate, toate și le dăm la cuptor 20-25 de minute la 180 de grade, da? Așa pe foaie de copt am pus. Se face foarte bine. Îi vom pune în cuptor. Uitați cum arată frumos.